Da, fiți atenți cum facem, pentru că nici măcar materialele nu le mai putem urmări, vă comportați total necivilizat. Eu totuși mă simt datoare să rezolv o situație. Și o să înțelegeți imediat despre ce este vorba. Hai să privim niște imagini. Ce bune. Jur, o luă codruț în brațe și gură. Mi-e iubim așa, mă. Și pe mine? Da, n-am făcut nimic. Și pe mine? Doamne. Firat! Ia! Eu dau... Ce? Bă, stai! Tu, stai! Stai! Mulțumesc! Mulțumesc mult, ești o scumpă! Dă-ți tipul pe obraz! Pe obraz! Partea era altă! Stai să o pun pe celălalt obraz! Domnișoara Cristina, cum am și spus, de la început și mi-am susținut părerea, am plecat prima dată, i-am cerut ceva la momentul ăla și am înțeles, dar eu nu. Eu asta am înțeles, dar eu nu și m-am întors. Și asta a fost. Nu, a spus și mie nu? Ce și mie nu? Da. Gen, o pupat-o pe... Am pupat-o pe... Da. Și a spus că pe mine nu mă pup. Da. Nu a fost o chestie de asta. Ce să mă ascund? Ce să explic? Ce am zis de la început? Explică-ți materialul că ea îl... Explică. Radule, nu, ești afară. Nu, vreau să aud, vreau să aud explicația. Vreau să aud măi, omule, nu, că deja mai dacă vrei să asculti explicații, stai aici și comportă-te civilizat. Păi dacă mă minte pe mine, bă, explică-te. Poate nu știu să... Nu bine aici, tu n-ai... Bă, nu stai, poate voi o îmbrățișare, nu știu exact ce a fost. Nu știu ce, păi asta vreau să aud. Nu, vreau să aud. Nu poți să dai nea, știi, stilul ăsta, da? A fost ceva, știi, că eu am zis, da. Asta că până la urmă sunteți despărțiți, n-ar trebui să-ți dai. Nu, că stai puțin, e vorba de minciună, Ile, nu te mai băga, tu stai jos, ai părul scurt. Tu m-ai întrebat de pupat și am spus clar că nu m-a pupat. Nu. Și eu și mie ce? Ce cerei? Și mie ce? Nu. Îmbrățișare. Îmbrățișare, cred că a fost atunci, nu știu. Cuile și da, și a luat la revedere de la ea și mi-a cerut mie ceva. Eu m-am ieșit afară aveai și aveai nevoie de îmbrățișări? Avea dacă a cerut-o. Asta vreau să. Veni, vedem îmbrățișări? Probabil în momentele alea nu mai era de nu s-a mai văzut de mult cu Radu și simțea nevoia de afecțiune din partea unui bărbat și poate eram zic acolo. Cât vorbesc calm, ca să nu schimb foaia. N-am avut nevoie de nicio afecțiune, doar n-a fost totul într-un spirit de glumă. Adică, nu știu. Ai stat înainte okay, de în spirit de glumă. Asta. Ai stat când a venit la tine să te îmbrațe? Păi și tocmai păi și tu poți după ce te-a pupat, dacă ești de glumă. Oricum mă certase cu tine și nu mai vreau să te decirs cu asta. Nu mai voiam să am nicio treabă cu tine în ziua aia și știi foarte clar. Te decirs cu asta în emisiune, înțelegi? Asta vreau să zic. De ce ceri chestia asta? Înainte de... adică în aceeași zi a fost la noi în casă și nu cred că... Adică am avut o perioadă în care nu m-am mai certat și atât din cât el s-a certat la momentul respectiv cu mine. Am avut... M-a atacat din cauza ta, ca să ajungă la tine. Așa. Și? Uite, ți-am spus foarte clar că au fost dăți în care el m-a atacat și a venit în emisiune și a cerut scuze la mine. Da, ok. Și următoarea zi te jignea. Și te făcea, zici că ai venit de la casting pe Germania. Nu, asta s-a întâmplat. Dar după șase nu e prea mult, nu. Dar el, domnule, într-adevăr, a spus Alexandru chestia asta, știu că a spus-o intenționat. Se fie rușine. Să-l atace, da, se fie rușine, știu. Dar m-am referit că așa ce iubitul a fost iubitul tău. N-am mai cerut scuze. În ziua respectivă, când s-a întâmplat, înainte să se întâmple ce a fost pe material, eu am vrut să mă ridic să plec și Codruț a ridicat-o pe ele în sus și mi-a dat... Așa, și? M-am lovit. Și termină, te rog. Alexandru și Codruț au venit la mine și s-au, adică s-au speriat, că am picat jos. Și am ajutat-o și am ridicat. Nu poți să pici sus? Și după a fost pur și simplu, nu știu. Ok. Da, auzi, Duțu, tu la un moment dat afirmai faptul că Radu, Alexandru și Adelina ar avea o strategie. Încă mai crezi asta? După ce am văzut pe materialul ăla, probabil că da. Asta da, timp cât... Și când ai văzut reacțiile în bestial. Adelina... Reacțiile în bestial. Și, da, și gen, faza cu mâncarea mi s-a părut penibilă rău. Eu, dacă eram în locul lui, eu nu mai aveam niciun schimb de vorbe cu el, nu-i mai luam partea. Și s-a întâmplat în emisiune. Doamna Cristina, dacă ar fost o strategie, nu m-aș mai fi certat atâta timp acasă. Adică ce rost avea să mă mai cert și acasă, De ce nu mi-ai spus și mie, fiate? Alexandru, când a venit și a spus... Acum, cred că nu o să mai aibă, pentru că s-au despărțit. Alexandru, în momentul în care a venit în emisiune și a spus... a spus vorba cu și mie nu, că ai cerut ceva. De ce ai negat-o?
Sincer, nici nu mai... Nici nu mai știu. Ile poate confirma. Nici nu mai am întrebat. Da, și tu că nu ești tu. Păi, Ile poate confirma. Ea eram acolo. Nici măcar nu mi-aminteam. Întrebarea a fost dacă m-a pupat și am spus că nu. Nu ți-aminteai. Ei, uite, pe obraz poți mă pupă. Probabil s-a întâmplat și chestia. E vorba de pupicul pe obraz. De îmbrățișare a fost vorba. El a venit, a luat-o în brațe pe Ile. Domnul Cristina, după zipătul pe care l-am auzit eu, cred că a fost pe gură. Da, da, clar. Nu, domnișoara Cristina, am răzitat-o pe Ile și a fost vorba, adică nu. El m-a pus pe mine să fac gros de ceva. Nu a fost pe și a fost vorba de îmbrățișare și m-a îmbrățișat și în momentul în care a venit Alina, a văzut-o. Aveau reacțiile astea oamenii ăștia dacă nu era pe gură și era doar pe obraz, să fii serios. Hai să vă spun eu cum a stat treaba pentru că eram acolo. Alexandru a vrut să o pupe pe gură, dar ea s-a tras și n-a nimerit-o. Da, dar mă refer că a fost vorba de îmbrățișare. El a venit doar m-a îmbrățișat, că o îmbrățișase și pe Ile. Care a venit, ți-a mai numi așa. Nu, i-a spus bine Duțu. Cerșești îmbrățișări și pupici? Doamne. Păi dacă erai prea ocupat. Dar nu mai sunt, nu mai nimic. Erai prea ocupat să vorbești cu Antonia. Eu femeie, gata să zic. Asta când cere să fie pupată, ce e? Dacă stau bine să mă gândesc în a cerut să fie pupată, mă! Mă, ce? O îmbrățișare! Asta l-a pupat? Și a fost o glumă. Asta l-a pupat? Poate el a înțeles. Tu ești o glumă, o femeie, o glumă de femeie ești. Băi, cum poți să numești așa, Radule? Ești tu, Radule, sincer. Nu știu ce, dacă ai vreo recenzie bună de la vreo persoană de aici, eu... Eu sunt sigur că Alex o place pe Adelina. Pentru că nu-i am vorba de asta, domnișoara Cristina, și care a recunoscut el că place. Domnișoara Cristina, în ziua respectivă, Radu spusese, promisese tuturor că nu o să se mai împace niciodată cu mine. Și te apuci tu ca femeie care suferi și erai deranjată să cerșești îmbrățișări și pupici. Bravo, hai că poți să-i... Glumă. Nu poți. A fost o glumă. La care ai stat. Da. Eu sunt foarte curioasă cum gândește Radu că ar trebui să acționeze o femeie în suferință. Deci, ea suferea. Trebuia să te aștepte pe tine, să te bub cu altele și... La spusele fetelor, prietenelor ei, suferea. La spusele așa. Lor. Nu Bun. Am văzut niciun fel de suferință pentru că ea avea glume, se distra. Dar, din punctul meu de vedere, dacă o persoană suferă, nu se duce să se joace cu băieți, nu se duce să cerșească îmbrățișări. Nu era o joacă, a fost ceva de câteva secunde. Stă puțin să-și pună cap la cap problemele, nici de cum să invite bărbații spre ea. Nu știu, părerea mea. Nu am poate invitat greșesc. Pe nimeni spre mine. Poate greșesc, nu știu. Greșești mult. Eu zic că n-ajungeți nicăieri, pentru că relația voastră cu siguranță va continua așa mult și bine, dacă exact. Tu o să accepti. Exact. Prin urmare, mergem mai departe. Radule, m-ai dezamăgit foarte tare după cum te-ai comportat cu Adelina. Și o să vreau să spui tu ce ai făcut, nu spun eu, că mi-e rușine. I-am zis, du-te mai repede în casă și am împins-o. Dar de ce să împingi o femeie? Dar n-am împins-o la modul să o dau peste cap. I-am făcut așa, du-te și lasă-mă să nu te mai văd pentru că ești dezamăgit. Mereu îi faci așa, pe unde o prinzi, o împingi, o îmbrâncești. Nu e îmbrânceală. Am împins să se ducă mai repede în casă ca să nu mai văd, pentru că nu vreau să mă cer cu ea, că m-a dezamăgit. Măi, Radu, da, trebuie să înțelegi că nu e ok, indiferent de situație. Nu poți să împingi o femeie. Și nu e vorba de violență, e vorba de gestul în sine, pentru că este umilitor. De ce ți-ai dorit să faci asta? Pentru că nu se pune în locul meu. Dar tu în locul meu te-ai pus vreodată? Da, m-am pus. Niciodată. Vorbesc cu tine, că stai și râzi. Mă șochează, domnișoara Cristina, că ți se victimizează atât. Eu nu pot sincer. Să te iau pe tine în... Să fiu mamă milostiv cu tine când pe tine te bufnește râsul. Adică... Păi ești... Cred, ești... eu îmi place, sincer, râs. Dacă râzi. Nu, mă bufnește râsul cu... Ești tu cu ești dezamăgit, deci tu ești dezamăgit, dar înainte să fii tu dezamăgit, am fost eu dezamăgită. Și ai fost, sunt. Nu mai ești. Ba, sunt. Ai fost. Și tu ce voiai, să rămână dezamăgită la nesfârșit? Nu, domnișoara Cristina, dar nici să dezamăgească după aia la rândul ei. Sau ai descoperit că așa funcționează ea? Cu cât ești mai dur și mai egoist, ca să zic așa, cu atât mai mult vine spre tine. Mi-am dat seama că cu cât sunt mai dur și mai egoist, râde mai mult. Trebuie să fiu altfel. Nu știu cum să mai apă fetița asta. Încearcă să găsești o altă cale. Corect. Adică gândește-te... Să găsești o cale de a o face pe ea să comunice cu tine altfel. Așa cum îți dorești tu, dar nu prin astfel de gesturi. Nu-ți face cinste, înțelege. Te umilești pe tine. N-am nicio scuză, domnișoară, să n-aveți dreptate, dar și acum când ne-am dus în spate,
venea și se uita la mine și zâmbea ca și cum ea n-are nimic, nu s-a întâmplat nimic, e totul ok. Și eu eram nervos, ea n-are nicio problemă, dar aici e, aici e supărată, dar când se termine e ok. Măi, unde știi tu? Acesta este felul ei de a reacționa. Asta nu înseamnă că ție îți dă dreptul, da, corect, să o împingi. Corect. Poți să o întrebi de ce reacționează așa. Faptul că ea este îndrăgostită de tine este o slăbiciune a ei. Poate de asta acceptă. Dar tu nu poți să reacționezi așa. Adică poți să o întrebi de ce zâmbește. E în regulă, da, e normal. Dar am întrebat-o, domnul Șaxnea, și am primit același răspuns, nimic diferit. Sunt nervos. Bine, atunci retrage-te, simplu. Decât să o împingi, mai bine pleci, îți vezi de treabă. Corect. Gândește-te bine și încercați să găsiți o cale să vă tratați cu respect unul pe celălalt. Să puteți comunica și până la urmă poate vom avea puterea să vă înțelegem și noi. Acum nu prea. Da. Niciunul dintre noi nu vă înțelege. Da, mergem mai departe. O să le reamintesc celor de acasă topul, atât în cazul fetelor cât și în cazul băieților. Voi începe cu fetele. Adelina, Adriana și Ile. Vă voi spune întâi cine nu este favorită dintre cele trei fete. Adriana. Bătălia se dă așadar între Adelina și Ile. Vă reamintesc topul băieților, tot în ordine aleatorie. Alexandru, Iacob și Radu. Vă voi spune și în cazul lor cine nu este favorit. Alexandru. Așadar, bătălia se va da între Iacob și Radu. Și dacă toți suntem în casa băieților, haideți să aflăm cine este favorit dintre cei doi. Radu, felicitări! Mulțumesc diavolilor, susținătorii lui Radu, vulturii lui Radu și publicului de acasă, mă votează număr cât mai mare. Vă pup! Vă voi spune acum cine este fata favorită dintre Ile și Adelina. Adelina, felicitări! Vă mulțumesc din suflet, sincer, nici nu m-aș fi așteptat și vreau să-mi cer scuze dacă am dezamăgit pe cineva și promit că o să-mi schimb comportamentul de astăzi. Pe cineva, la cine te referi? La Radu? Nu, la telespectatori. Adică cu siguranță am făcut-o și îmi pare rău. Dacă tu ești aici, în această postură, înseamnă că te încurajează cei de acasă. Prin urmare, nu-i dezamăgi. Da. Așadar, avem doi protejați, Adelina și Radu. Mai avem nevoie de încă doi, respectiv un băiat și o fată. În această seară, fetele vor proteja un băiat, iar băieții vor proteja o fată. Larisa. Pe Nicolas. De ce? Pentru Gianina. Mulțumesc frumos. Georgiana. Tot pe Nicolas, nu pentru Gianina, ci pentru că s-a purtat frumos în ultimul timp și de fiecare dată când am fost supărată a venit și m-a întrebat dacă am ceva sau sunt ok, deci pe el nu am greu. Așa e, băi, dar e bine că mai las, ar trebui mai să nu mai comentez, că nu ți-a cerut nimeni nicio părere, așa că lasă. Hai, lasă-mă. Mergem mai departe. Gianina. Îl votez pe Nicolas? Nu! Stai! Fiindcă a făcut un gest foarte frumos față de fete, da? Și prin votul meu îl încurajez să se comporte mai frumos, da? Fiindcă și se poate. Și în casa băieților. Adevăr, exact. Doar pentru asta, nimic altceva. Nu mai săresc ca gâștile. Nu sărim. Beatrice. Îl votez pe Alexandru pentru că am interacționat cel mai mult cu el de când am venit aici. A, din nou? A, scuze. Acum singura care nu e din tur. Da, asta e mai mult cupla de atunci, da? Alina. Pe Nicolas, pentru că am trecut printr-o perioadă mai grea în ultimul timp și Nicolas mi-a fost alături. Din nou. Foarte frumos. Mulțumesc, Rămâna. Eu îți mulțumesc.
Deci 200 de lire. Chiar mi-a fost alături. Mi-a fost alături. Merită. Da. Adelina. Pe Vlad. N-am avut niciun conflict cu el. Dacă dădea tot Nicola să râdeam. 20 de lire de bucățină. Antonia. Pe Vlad. Pentru că îmi doresc să rămân aici în continuare. Adriana. Pe Vlad, pentru că o să-l susțin mereu și sper să-și găsească fericirea aici. Mulțumesc frumos. Pentru că a fost singurul băiat care te-a pupat. Care m-a pupat, da. Ile. Pe Alex. Seara bună. Da. Felicitări, Nicolas, ești protejat alături de Radu. Trebuie să le faci o serenadă, fetelor. Să în siguranță. Mâine, bine? Cu siguranță, da. Mergi ieftin aici. Auzi, fii atent. Dacă știam zoom 3 de demșe. Da, domnișoara. S-ar putea să-i dau dreptate lui Radu, să-ți fi funcționat strategia cu florile. Dacă știam asta, domnișoara, făceam în sezonul 3 la versiune. Din partea mea, Aduceți tot! Băi, nu, râdem, glumim, dar până la urmă fetele au apreciat faptul că el s-a schimbat, că nu mai jignește. Nu! Deci n-a fost material astăzi. Dar de ce ești frustrat pe mine? Ține caz. Da, chiar e frustrarea. Ceva nu mă. De ce ești frustrat, mă, oameni buni, mă? Așa se comportă un bărbat, mă, ca să știi. Să treci pe la mine, să-ți dau lecții de seară, să-ți fac un caiet. Ești primul la care vin, să nu închizi ușa, că vin acum, dragule. Haideți să aflăm pe cine vor proteja și băieții. Vă reamintesc, Adelina este protejată. Mai ne trebuie încă o fată. Alexandru. Domnișoara Cristina, îi dau lui Ile votul. Poate. Rămâi aici. Păi mă, Ile-i bă, nu lui Ile. Lui Ile, frate. Pă, unde vii, mă, din Kazan? Claudiu. Pe Gianina, pentru Nicușor. Ce trist. Schimbă de ia, ia, ce-ați făcut azi? Au bătut. Ia, vreau să văd. Ia, cum dați voi mână. Mulțumesc, Claudiu. Și spune din doi, o să câștigi al treilea, din păcate. Cine este al treilea? Nu se știe niciodată. Alexandru. Da. Bine, mergem mai departe. Nicolas. Domnișoara Cristina, după mine, dacă ar fi, l-aș proteja pe toate. Dar... nu știu, pe Gianina o protejez. Aolea! Mulțumesc. Până la urmă, tot la iubirea vieții tale ajungi. Cu siguranță. Bine. Ahmed. Pe Antonia, domnișoara Cristina, și sper să își găsească fericirea în... lângă Radu. Casa aceasta. Alături de cine își dorește ea, nu? De tine, dacă s-ar putea. Doamne, ajută. De asta, știi? Da, mai... Mulțumesc. Ce zice Antonia? Mulțumesc. Cu drag. Madeline. Da, pi Alina, pentru că vreau să aud de acasă, că vorbești și românești. Pi. Mulțumesc. Bravo, Nicu, de la Căzăni. Îți place cum vorbește Alina? Da, făcușerești, îți place pentru ei și e foarte dulce și scump. Mulțumesc. Da. Auză-ntr-așa. Aici ar trebui să vorbim cât mai curat ca să înțeleagă toată lumea. Codruț. Pe Antonia, domnișoara Cristina, pentru că eu cred că ar avea motiv să stea aici în casă. Unul real. Iacob. Pătrat. Tot pe Antonia, că sigur ea iasă. Radu deja le-a spus să vă mă ajutați să votați pe Antonia. Serios? Da. O rugăminte, nu. Păi și ei fac ce spui tu? Se pare că lasă manipulat. Nu știu. Da. Nu-mi pasă. Bine, iubita ta e protejată. Să văd dacă ea acceptă. Sau fosta. I-am votat-o ca așa am simțit să o votez. Da, ca așa se simte. Mi-arăta ele pumnul. Mi-arăta ele pumnul. Da, bine. Știu că și Vlad o vota și tot ea ieșea. Hai să vedem. E acolo. Da, nu mă. Vrei să o votez tu singur să o protejezi? Vlad. Antonia. De ce? Pentru că mi-e foarte dragă. Te-a îndrăgostit, Vlăduț. Radu. Da. Zi. Pe Antonia, domnișoara Cristina, pentru că o iubesc. Am glumit. O iubești și pe mine te faci cu Adelina, nu? Antonia, tu iubi? E, mă iubești. Doar eu iubesc femeile. I-a plăcut gluma ta oricum. Și cu această ocazie, felicitări pentru că ești protejat alături de Adelina. Power! Ia, ce vrei să demonstrezi, Radule? Că i-am rugat pe băieți dacă vor să mă aștepte pe mine să o țină în casă și m-au ajutat. Ei s-au lăsat manipulați. S-au lăsat manipulați. Ce? S-au lăsat manipulați. Aia e. O manipulare. Ți-am mai oferit o șansă.
Sincer, auzi, Antonia, câtă vreme te vor băieți în casă, este un semn bun. Și am văzut eu cum te giugiuleai cu Vlăduț prin pauză, semn și mai bun. De ce nu mi-a spus? Îmi pare rău, Radule, tu erai ocupat cu împinsul. Schimbam votul. Tu împingeai pe Adelina și Vlăduț o ciupea pe Antonia. Am în brațele unui bărbat. Aceeași istorie. Același bărbat, nu știu cum se întâmplă, Radule, tu ai conflicte cu toată casa, cu Vlăduț din când în când, când vine vorba de câte o fată, hop, Vlăduț. Și tu te împingi, el giugiulește. Am vrut să bine. Tu te uiți pe geam, el pupă. Na, cam viață. Bine, pe reclamă. Asta este, bravo Vlăduț. Bravo Vlăduț. Da. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.